Bună tuturor! Astăzi vom vorbi despre o problemă oculară comună, dar de multe ori neglijată, presbiopia. Mai multe informații despre cauze, simptome și modalitățile de corectare a acestei probleme ne va oferi Alexandra Jumugă, absolventă a Universității Transilvania Brașov, specializare optometrie și specialist cu o carieră de peste 17 ani în domeniu. Spune-ne ce este mai exact presbiopia și ce probleme poate cauza. Bine v-am regăsit! Această tulburare de vedere este denumită și presbitism și apare ca urmare a procesului natural de îmbătrânire. Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului, care se numește cristalin, începe să-și pierde din elasticitate. Ea devine mai rigidă și astfel nu mai poate focaliza la fel de bine obiectele care se află la distanțe mici. Ca urmare, atunci când ochiul privește obiecte de aproape, spre exemplu în timpul cititului, imaginea poate deveni destul de neclară. Această senzație apare treptat și tinde să se agraveze de-a lungul timpului. Presbiopia nu este un viciu de refracție, precum miopia, hipermetropia sau astigmatismul, ci doar o urmare a procesului natural de îmbătrânire. Cine este predispus să dezvolte această afecțiune? De regulă, anumite persoane au un risc mai mare să dezvolte presbiopie. Vârsta de peste 40 de ani și prezența unor afecțiuni, cum ar fi hipermetropia, diabetul sau bolile vasculare, cresc șansele ca această problemă de vedere să apară. Riscul este crescut și în cazul în care se urmează un tratament cu antidepresive, diuretice sau alte medicamente. De aceea este foarte important ca verificarea sănătății ochilor să se facă în mod regulat. Ce simptome apar în cazul presbiopiei? Principalul aspect care s-ar putea să deranjeze este vederea încețoșată de aproape. De asemenea, o persoană cu presbiopie s-ar putea să observe că are tendințe de a ține cartea sau telefonul la o distanță mai mare pentru a putea vedea clar, are dureri de cap și simte disconfort sau oboseală oculară după ce citește sau privește obiectele aproape pentru mai mult timp, este dificil să citească literele mici sau să observe detalii fine, are nevoie de mai multă lumină atunci când citește sau se concentrează asupra obiectelor apropiate. Oricine se confruntă în mod regulat cu aceste probleme trebuie să meargă la un consult optometric pentru diagnostic. O consultație de rutină nu durează mai mult de 15 minute, însă este esențială pentru corectarea vederii și prevenirea unor probleme mai grave pe viitor. Cum decurge o consultație optometrică? Pentru început vom discuta despre simptome și despre prezența unor alte afecțiuni la nivelul ochilor. Este recomandat ca persoanele care poartă ochelari sau lentile de contact să aibă la îndemână o prescripție actuală. Apoi vom testa capacitatea de acomodare a ochiului prin schimbarea bruscă a planului focalizat. Vom verifica și starea corneei, a cristalinului și a mușchilor care ajută la mișcarea globilor oculari. Cu ajutorul aparaturii moderne vom determina care sunt dioptriile necesare. Vom stabili și dacă există o altă problemă oculară, precum un viciu de refracție. La final vom recomanda metoda de corecție potrivită. Cum se poate corecta presbiopia? În general, presbiopia se corectează ușor cu ajutorul ochelarilor de vedere sau a lentilelor de contact. Se folosesc lentile monofocale, care au dioptrii cu plus pentru vederea de aproape. Totuși, dacă pe lângă presbiopie se constată și prezența astigmatismului sau a unei alte probleme de vedere, corecția se poate face cu lentile progresive pentru ochelari sau cu lentile de contact multifocale. Specialistul va determina exact care este cea mai potrivită opțiune. De asemenea, oricine are nevoie de ajutor pentru alegerea ramelor potrivite vor putea beneficia de sfaturi personalizate în cadrul consultației. Ce este important să reținem despre presbiopie? Este important de reținut faptul că vederea de aproape tinde să devină tot mai neclară după vârsta de 40 de ani. Ochii își pierd treptat capacitatea de acomodare, așadar s-ar putea ca detaliile fine să fie tot mai greu de identificat. Pentru a preveni degradarea rapidă a vederii, oricine se confruntă cu astfel de probleme este invitat la un consult optometric gratuit în cea mai apropiată locație Lensa. Aici noi putem oferi soluții potrivite pentru corectarea vederii. Fie că este vorba de presbiopie sau o altă problemă oculară, specialiștii noștri sunt pregătiți să ofere un diagnostic precis și o gamă variată de opțiuni pentru corectarea vederii, de la rame de ochelari, lentile clasice până la lentile de contact. Mulțumim, Alexandra, pentru aceste detalii. Dacă acest videoclip ți-a oferit informații utile, te invităm să descoperi și celelalte subiecte despre care am vorbit pe canalul nostru. Nu uita să te abonezi pentru a fi mereu la curent atunci când vine vorba de sănătatea ochilor.